Hello, hello și bine v-am regăsit la un nou clip. Nu știu exact cum voi intitula acest video, pentru că o să fie ceva cu de toate ca o shawarma tradițională românească. Da, știu că shawarma nu este mâncare tradițională românească, deși shawarmeriile care se găsesc la tot pasul ar spune altceva. Bun, vedeți, deja am început așa la îndala. O să fie un fel de video de tipul catching up, cum spun englezii, pentru că am lipsit o săptămână de pe YouTube, săptămâna de după ce am fost la București, după care am avut două clipuri prefilmate, vlogul din București și clipul cu ce mi-am luat din București, haul-ul din Primark și Bath & Body Works. Și n-am mai apucat să fac acele daily vloguri în care vă povesteam ce se mai întâmplă cu viața mea, ce-am făcut, ce-am mâncat, ce-am folosit, ce-am băut, chestii de genul ăsta. Așa că ăsta nu o să fie un daily vlog, pentru că stau aici în fața voastră cu această cameră și cu ring light-ul. O să fie un clip de genul stau jos și vorbesc cu voi și vă arăt chestii. Ok, am stabilit ce o să fie. Și ultima oară când am vorbit cu voi într-un vlog, nu mă refer la haul-ul din București, ci un vlog din ăsta așa, în mișcare, a fost în București. Și ultimul cadru a fost cel din aeroport. Vă spuneam că așteptăm îmbarcarea ca să ajungem în Iași la nuntă. Plecam din București de la botez, mergeam spre Iași, spre nuntă. Și a fost totul foarte ok, a curs totul lin. Am ajuns pe aeroportul din Iași cu 20 de minute mai devreme, așadar toate astrele au ținut cu noi. Am aterizat, ne-am luat bagajul relativ repede, a durat ceva până au pus pe bandă bagajele, dar nu a fost un timp exagerat de lung. Am ajuns acasă, m-am mai dat cu puțină pudră pe față, cu puțin fard pe ochi, deși nu prea a fost nevoie de retușuri, dar vorbim și despre asta îndată. Am făcut cel mai rapid duș din viața mea, cred. Așa, pac, 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 din doi timp și trei mișcări am fost gata și uscată și îmbrăcată. La păr a fost o problemă pentru că vă spuneam în acel vlog că plouase în București, a plouat și în Iași, a plouat toată ziua, toată noaptea și în București și în Iași și părul meu a fost un dezastru. L-am mai întins când am ajuns acasă în Iași, am mai dat cu perii așa prin el și în casă arăta decent, dar cum am ieșit afară în umezeală, în ploaie, da, Ciubaca. Al doilea meu nume a fost Ciubaca în acea zi și în acea noapte. Asta este, pățăști când ai părul ondulat și frizat și neastâmpărat, ca să fac și o rimă. Așadar, pe partea de păr n-am avut ce face, a fost horror. Dar trecem peste asta. Și da, m-am aranjat și am plecat spre nuntă. Am ajuns pe la 9:30, cred, ceva de genul ăsta. Petrecerea era în toi, bineînțeles, dar ne-am integrat rapid, n-au fost probleme și am stat până pe la 6 și ceva, 7 dimineața la nuntă. Ca să vă dați seama cât de mult ne-a plăcut la acea nuntă, chiar a fost foarte, foarte mișto. Și imaginați-vă că a fost și evenimentul din București, drumul spre Iași, chiar dacă efectiv zborul a durat, nu știu, vreo 40 de minute, 45 de minute, dar na, drumul din București până la aeroport, statul în aeroport, na, a fost obositor și cu toate astea am rezistat până a doua zi dimineața. Hashtag rezist. Acesta a fost motto-ul. Noroc că a doua zi a fost duminică și duminica aia chiar am dormit-o aproape toată, da, era și de așteptat la câtă oboseală se acumulase, dar nu regret, nu regretăm nimic, chiar ne-am simțit foarte bine în ambele locuri și a fost cea mai bună alegere pentru noi. Bun, tot referitor la nuntă, cu câteva săptămâni înainte de nuntă, vă arătam eu niște botine din Stradivarius pe care le-am luat ca să le port la nuntă cu rochia pe care o aveam. Până la urmă, deși acele botine arătau foarte, foarte bine, se așezau foarte bine pe picior,
dacă nu știți despre ce este vorba. Și dacă nu, uit, am să vă las link spre acel vlog în care vă arătam botinele. Deși arătau bestial, până la urmă m-am hotărât să le returnez pentru că nu se potriveau cu rochia, nu prea mergeau. Fiind botine și tăind puțin din picior, pentru că veneau destul de sus pe gambă, ar fi mers poate mai bine cu o rochie scurtă, cu o rochie mini. Rochia mea era midi, venea până sub genunchi și nu dădea foarte bine, nu dădeau foarte bine împreună, așa că le-am returnat. Deși îmi plăceau, n-avea rost să le păstrez. Zi de zi n-aș fi purtat așa ceva, le-aș fi păstrat doar ca să le port o dată pe an sau ceva de genul și chiar nu era cazul. Bun, și în locul acelor botine, pentru că îmi trebuia ceva pentru nuntă, că n-aveam decât sandale și nu era cazul să mă încalț cu sandale, am luat niște papucei foarte, foarte simpatici. Eu le spun papucei pentru că așa arată, asta mi inspiră, dar sunt... cum să le spun, de fapt, și de drept în afară de papucei, așa ceva, da, nu știu exact cum să îi denumesc, pentru că nu sunt nici pantofi, sunt decupați la spate, nu sunt sandale, nu sunt balerini pentru că au toc, da, sunt aceste treburi foarte, foarte faine, sunt într-un soi de catifea, mă rog, nu e catifea 100%, e un material catifelat foarte fain, vedeți, cred că cum reflectă și lumina. Mi-a plăcut tocul, pentru că este așa jos și foarte comod, este și lat, cam așa. La spate sunt deschise și se prind cu această baretă, dacă aș avea și un focus, cu această baretă cu cataramă. Mi-a plăcut și faptul că au botul rotunjit, ba chiar puțin pătrățos, dacă vedeți voi. Hai din nou cu un focus, ajută-mă, așa. Pentru că cam tot ce am văzut, inclusiv botinele pe care le luasem inițial, aveau botul ascuțit. Botinele aveau un bot ascuțit ok, însă ce am mai văzut prin magazine, erau niște modele dubioase cu un bot extrem de ascuțit, foarte alungit așa și îți făcea un picior din ăla super lung, plus că fiind ascuțimea asta aici, rămânea o bucată destul de mare de botină, pantof ce era, în care n-aveai, era gol acolo, nu ajungeau degetele până acolo, evident, și eu cel puțin sunt împiedicată de felul meu, parcă nu puteam să merg cum trebuie, parcă mă împiedicam de vârful ăla și da, nu. Plus că sigur ar fi fost incomod de o noapte întreagă. Așa, astea au fost foarte ok, deși până și trebușoarele astea, papucei ăștia, hai să le spunem așa, până și în ăștia, spre dimineață, stând o noapte întreagă în picioare, pentru că nu prea am stat jos, doar cât am mâncat puțin și cam atât, în rest doar în picioare, ori stat în picioare și vorbind cu lumea, ori la dans. După o noapte întreagă de stat doar în picioare, până și acești papucei mă dureau puțin picioarele. Dar în rest, dacă stai și tu ca un om normal la masă și nu doar în picioare, sunt foarte ok, foarte comode. Mergi super ușor cu ei, nu ai probleme de genul și arătând așa o să fie ok și de purtat de zi cu zi. Adică n-au fost doar de eveniment. Dacă am, nu știu, o rochițică, o ținută ceva mai elegantă, o să meargă perfect. Nu acum că a venit iarna, dar... la anul, la primăvară, sigur o să meargă. Nu v-am zis de unde sunt, sunt de la Zara, am luat mărimea 36 și îmi vin fix, însă nu era 37 la raft în momentul acela și nu mai aveam când să dau comandă pe site ca să vină la timp, așa că am luat 36, dar sunt ok, vin fix. 37 e posibil totuși să fi fost cam largi aici în față. În fine, au fost ok și ca preț cred că am dat... ori 130, ori 140, undeva în zona aceea. Au fost și mai ieftini papucei decât botinele
și au fost foarte, foarte ok, m-am simțit super bine în ei și încălțată cu ei, mă simțeam ca Dorothy, cu papucii aceia de Dorothy. Cred că de aici și denumirea de papucii care mi-a venit în minte când i-am văzut. Bun, referitor la machiaj, că vă spuneam că a rezistat surprinzător de bine. Gândiți-vă că eu m-am machiat pe la 10 și ceva și m-am demachiat a doua zi dimineața pe la 7 și ceva. Așadar, machiajul a stat pe fața mea aproape 24 de ore. Și nu mă așteptam la asta, vă spun sincer, mă gândeam că o să ajung în primul rând din București în Iași cu machiajul varză și că până a doua zi dimineața o să fie ceva horror pe fața mea. Însă fondul de ten cel puțin a rezistat impecabil, nu s-a strâns în riduri, în liniile fine, nu s-a scurs de pe față, nu mi-a lucit tenul în mod excesiv, nu erau porțiuni din care să se fi luat, să se fi dus efectiv fondul de ten. Arăta foarte bine și dacă vă spun despre ce fond de ten este vorba, de la Maybelline, Fit Me Matte and Poreless, un fond de ten pe care am dat 30 de lei, 31 pic de lei, luat de pe EMAG. Un fond de ten care îmi place super mult, de altfel. L-am mai folosit și în trecut și l-am folosit și astă vară și mi-a plăcut și, într-adevăr, rezistă și pe căldură. Dar nu mă așteptam să reziste și pe o perioadă atât de îndelungată. Aveam de ales între acesta și BB Cream-ul de la Purito, ca să iau cu mine la București să mă machiez. Însă știam că BB Cream-ul de la Purito nu rezistă foarte, foarte multe ore. Vara v-am spus că nu mă înțeleg chiar foarte bine cu el pentru că lucește tenul, nu matifiază foarte bine și nu rezistă super bine pe căldură. Și m-am gândit că nu o să reziste bine nici foarte, foarte multe ore. Așa că am apelat la cealaltă variantă și anume acest fond de ten de la Maybelline și mi-a făcut o surpriză foarte, foarte plăcută. Într-adevăr, nu este un fond de ten care să acopere extrem de bine, nu are acoperire mare sub nicio formă, are acoperire mică spre medie dacă mai insiști, dacă mai adaugi un strat. Eu nu caut acoperire foarte mare, așa că pe partea asta nu mă deranjează, însă caut să arate natural pe ten și se întâmplă chestia asta cu acest fond de ten, să arate natural, să nu fie ca o mască și chiar dacă este matifiant, să nu se vadă așa ca și cum m-aș fi dat cu o tonă de pudră, să nu se vadă. Asta este ideea la mine la fond de ten, să nu se vadă foarte, foarte tare și acest fond de ten întrunește aceste calități, arată și a arătat bine pe ten chiar și după foarte, foarte multe ore și după aplicare lasă tenul fin, într-adevăr este poreless, nu se mai vede textura tenului chiar atât de tare și uniformizează foarte frumos nuanța tenului. Pe el scrie că rezistă până la 12 ore, eu vă spun din proprie experiență că rezistă până la 24 de ore și știam că este bun acest fond de ten, însă nu știam că este atât de bun. Însă uite că mai supui produsele la diverse teste vrând nevrând și afli chestii mișto despre ele. Este pentru ten normal spre gras, de asta este și varianta asta mată și eu am nuanța 115. Nu cred că i-am făcut close-up, cam așa arată. L-ați mai văzut la mine, dacă mă urmăriți, sigur știți despre ce este vorba. Și merita un shout-out, din nou, cum spun englezii, merita să fie adus din nou în fața voastră și să fie lăudat, pentru că a făcut o treabă foarte, foarte bună. Pentru machiajul ochilor am folosit o mini paletă de la Tarte și să știți că și fardurile astea au rezistat ok. Poate s-au strâns puțin, puțin de tot aici în pliul pleoapei, dar în rest nu s-au scurs, nu s-au șters, arătau super decent chiar și a doua zi dimineața. Aceasta este paleta cu niște nuanțe foarte frumoase pe care vi le arăt îndată. Paleta se numește Tartlet Baby Bloom și nuanțele sunt acestea.
Și eu am folosit în principal nuanța aceasta, Lily, nuanța asta de șampanie, care a arătat super bine pe pleoapă și m-am spus că a și rezistat. Așadar, eu nefiind make-up artist profesionist și neavând foarte multe produse de make-up în colecție, am apelat la ce știam eu că este mai calitativ și uite că am avut noroc și mi-a rezistat machiajul și vreau să vă mai arăt și mascara pe care am folosit-o și care nu s-a scurs, din nou nu au căzut probonele pe aici pe sub ochi, a fost și ea super ok și a rezistat bine. De la Bourjois, Volume Glamour Max Definition, nu știu de ce am citit cu acest accent, Volume Glamour Max Definition. Ok, aceasta este și pe asta ați mai văzut-o la mine. V-am arătat-o chiar și când am luat-o de pe Notino. Foarte mișto mascara, dă volum, separă foarte frumos genele, nu le încarcă absolut deloc. Asta este și periuța. Mie îmi plac aceste periuțe cu peri din silicon. Are foarte, foarte mulți peri micuți și tocmai de asta separă genele și dă și acel volum foarte plăcut genelor. Așa că cu aceste trei produse, bine, am mai folosit și blush și, cum îi spune, iluminator, ruj, dar astea trei au fost cele care au rezistat cu brio și care m-au impresionat plăcut. Vă dați seama că rujul cel puțin s-a dus, am mâncat, am băut, s-a dus. Dar aceste trei produse merită să primească coronița pentru cum s-au comportat. Bun, cam atât cu treburile legate de nuntă. În continuare vreau să vă arăt niște chestiuțe bune, bune de mâncat și de băut. Și mai am două produse de curățare și de machiere pe care vreau să vi le arăt pentru că sunt foarte ok și la fel merită lăudate în fața voastră. Însă, înainte de asta, am două mențiuni. Unul la mână, am terminat în sfârșit tetralogia napolitană a Elenei Ferrante și nu cred că mai este o surpriză pentru nimeni că mi-a plăcut super mult și că este una dintre cele mai complexe și faine cărți pe care le-am citit. Am terminat și serialul bazat pe această carte până la urmă, că este o carte cu 4 volume, însă m-a cam dezamăgit ultimul sezon și ultimele episoade din ultimul sezon al acestui serial, pentru că serialul se termină cu ce s-a întâmplat în volumul al treilea. Așadar nu mai include nimic din al patrulea volum și mi se pare că s-a terminat așa în coadă de pește. Eu citind cartea și știind toată povestea și toate cele 4 volume, nu pot să spun că mi-a plăcut finalul. Aș fi vrut mai mult. Merita să mai fie continuată povestea, însă dacă așa au decis producătorii, regizorul, în fine, aia e. Dar dacă vă interesează subiectul, recomand cu mare, mare căldură să citiți cartea. În primul și în primul rând să citiți toate cele 4 volume, de acolo veți afla întreaga poveste. Și dacă vă place cartea, după aia să vă îndreptați și spre serial. Ok, asta a fost prima mențiune. A doua mențiune, aseară am fost la un show de stand-up comedy aici în Iași, de vreo câteva luni, de mai bine de jumătate de an. Urmăresc un comediant român stabilit în Berlin, care face show-uri de stand-up în engleză. Știu, o combinație mai ciudățică. Este vorba despre Dragoș Comedy. Poate unii dintre voi știu deja despre cine este vorba, poate îl urmăriți și voi. Mi-a apărut pur și simplu pe Instagram în secțiunea aceea Discovery și mi-a plăcut super mult de el. I-am dat follow pe Instagram, i-am dat subscribe pe YouTube pentru că are și canal de YouTube și îmi place de el pentru că face comedie smart. Nu înjură. Se poate face comedie și fără înjurături. Nu este vulgar, pentru că trebuie să recunoaștem majoritatea stand-up-ărilor, comedianților de la noi din țară, se bazează foarte mult pe partea asta de înjurături și vulgarități, ca să facă publicul să râdă. Nu este cazul lui Dragoș, v-am zis, omul este super smart și asta se vede și în show-urile lui. Și el se bazează mult
pe interacțiunea cu publicul și de acolo își extrage subiectele. Bineînțeles, vine cu un show, cu o bucată de show pregătită de acasă, ca orice comedian, dar de la ce spune el acolo pe scenă, pornesc alte discuții, pornește el, de fapt, discuții cu cei din public și de acolo mai extrage subiecte și face legăturile între ce spune un om din public cu ce are el deja pregătit de acasă și iese ceva foarte mișto. Într-adevăr, te rostuiește puțin dacă ai norocul sau ghinionul, depinde cum privești lucrurile, să îți pună ție întrebări, să vorbească cu tine în timpul show-ului. A te rostui, adică se ia cumva de tine, dar nu la modul nasol, nu, v-am zis, nu te înjură sau ceva de genul, ci pur și simplu ia bucățele din ce zici tu, care se par mai interesante și le transformă în ceva foarte funny, de râde toată lumea, dar nu râde neapărat de tine. El extrage, v-am zis, din ce zici tu și generalizează după aia cumva. De exemplu, aseară era un tip, sau nu știu, am pus o întrebare ceva de genul cine e single, cine e singur. Mă rog, au răspuns mai mulți pe acolo și unul din cei pe care i-a întrebat a zis ceva de genul că plânge în baie, stă și plânge în baie. O chestie de genul, bine, cred că și tipul ăla a exagerat puțin, sper că nu stă chiar și plânge în baie, în fine. Și de acolo vă dați seama, ha-ha-ha, a pornit o întreagă poveste, că sigur ești corporatist, că dacă stai și plângi în baie, plângi pe banii corporației, pe banii companiei și au plecat glumele de acolo și a fost foarte mișto toată bucata și, în fine, a ajuns la diverse subiecte și tot punea întrebări și aștepta să răspundă lumea și el simte oamenii, vede oamenii cu care chiar are ce comunica, că na, sunt oameni mai timizi care nu vor neapărat să fie în centru atenție, nu că te cheamă pe scenă, tu stai la locul tău și răspunzi, dar na, poate, nu știu, ești timid, nu vrei să spui nimic, poate nu te ajută engleza, pentru că v-am zis, face show-ul în engleză, inclusiv în Iași show-ul a fost în engleză și dacă dai răspunsul de astea monosilabice, te lasă în pace. Însă dacă vede că are cu cine discuta și primește răspunsuri mișto, gen plâng în baie, atunci, da, de acolo pornește o întreagă avalanșă de glume. În fine, m-am lungit cu subiectul ăsta. Ideea este că e foarte, foarte mișto tipul. Puteți să-l urmăriți pe Instagram ca să vă convingeți. Am să încerc să vă las linkul către Instagramul lui în bara de descrieri și de acolo vă descurcați, decideți voi dacă îi dați follow sau nu, dar v-am zis, mie mi-a plăcut super, super mult și a fost altceva față de celelalte show-uri de stand-up la care am mai fost până acum. Ok, astea au fost cele două mențiuni care nu au fost chiar mențiuni pentru că m-am lungit. Îndată se termină și bateria ei și hai să trec la produse și să termin cu chestiile de mâncat slash băut. Vă spuneam că sunt două produse de curățare și de machiere, acestea două, dacă ați urmărit un haul din DM de acum vreo lună și ceva, le-ați văzut acolo. Erau și pe wishlist-ul meu, le-am cumpărat și s-au dovedit a fi niște produse super bune. În primul rând, este vorba despre această apă micelară de la Garnier, Micellar Gentle Peeling Water All-in-One. Este acea apă micelară cu 1% pHa și acid glicolic. Curăță super bine această apă micelară, dar în același timp este și blândă. Mie mi-era frică, deși frică este un cuvânt prea mare pentru chestiile astea cosmetice, aveam oarecare reținere, hai să spun așa mai degrabă, pentru că conține acid glicolic și mă gândeam că o să fie, nu știu, prea dură cu tenul. Mă gândeam că nu am cum să aplic așa ceva în zona ochilor, având acid în compoziție. În fine, mi-au trecut tot felul de gânduri prin cap. Da, mai am și eu gânduri și cap. Și nu este cazul. Foarte, foarte ok și v-am zis, este blândă. Am testat-o atât ca să curăț tenul după o zi în care n-am fost machiată, deci să dau jos doar, cum îi spunem, SPF-ul și mizeria de peste zi și a curățat super bine, dar am zis hai să o testez totuși și pe machiaj, pentru că pentru asta a fost făcută până la urmă. Și
m-am demachiat cu ea de mai multe ori decât m-aș fi așteptat, pentru că, în general, eu folosesc astfel de produse, numești, așa, adică balsamuri, demachiante, uleiuri, pentru că este mai ușor de lucrat cu ele. Însă am întins mâna spre această apă micelară și da, am aplicat-o și în zona ochilor și da, a demachiat foarte bine și nu mi-a iritat ochii, nu m-au usturat ochii, n-am pățit absolut nimic de la această apă micelară cu acid glicolic și pH. Au fost alte produse de demachiere destinate special acestei zone din jurul ochilor, care mi-au făcut mai rău și chiar mi-au iritat ochii. Însă, cu această apă micelară nu a fost cazul. Foarte mișto, curăță bine și având acest acid glicolic în formulă, mi se pare că lasă și tenul mai luminos. Chiar dacă nu stă mult pe ten, pentru că iau cu dischete de machiantă, curăț, șterg, bla bla bla, după care mă spăl pe față cu un gel de curățare, evident, dar chiar dacă nu rămâne pe ten, parcă tot îmi lasă fața mai luminoasă și tenul mai fin, așa, arată foarte bine tenul meu de când folosesc această apă micelară și are un mare, mare thumbs up din partea mea. Da, chiar mișto. Și cel de-al doilea produs este Mighty Melt de la Geek & Gorgeous. Este un balsam demachiant și are un detaliu foarte drăguț pe ambalaj și anume, sper să pună focus, fățuca asta de panda pusă acolo lângă numele produsului și indică spre faptul că atunci când te demachiezi cu un astfel de balsam, arăți ca un panda, pentru că se topește machiajul sau machiajul ochilor și se întinde așa în jurul ochilor și da, arăți ca un mic panda, după care te speli și ești din nou tu. Da, foarte bun și acest balsam de machiant, cam așa arată. Vedeți cam cât am folosit din el. Are o formă ciudată așa înăuntru, acum când mă uit în viewfinder. Dar e nevoie de puțin produs ca să topească tot machiajul și curăță super bine. Îndepărtează orice urmă de machiaj. La final v-am zis, arăți ca un panda, ca un joker, cum vrei tu, pentru că da, se întind toate produsele, dar vii cu apă, emulsionezi cu apă, se duce tot, după care, din nou, evident, vii cu un gel de curățare ca să nu mai rămână mizerie pe față și tenul rămâne super curat la final. Foarte, foarte mișto aceste două produse și mă bucur că, în primul rând, am avut inspirația să le trec pe wishlist și, în al doilea rând, că am reușit să le cumpăr și să le folosesc și să ajungă acolo în preferate, că da, pot să le spun preferate, e foarte posibil să ajungă și în preferatele anului, dar asta se va întâmpla în ianuarie 2024. Și voiam să vă mai arăt trebușoara asta cu care iau din acest balsam de machiant. Este o mini spatulă, să vă spun sincer, nu știu de unde o am, efectiv am găsit-o în dulapul din baie, era pe acolo, pentru că mi era destul de greu să iau cu unghia sau cu degetul, nici nu mi se părea igienic și am uitat pe acolo prin dulap, știam că aveam ceva de gen, dar nu mai știam exact ce și cum și am găsit treaba asta. Dar cred că găsiți așa ceva și în comerț de cumpărat sau, nu știu, găsiți-vă un instrument prin casă ca să, îl puteți folosi ca să ok. Să scoateți produsul din ambalaj, să nu folosiți degețelele. Bun, cam atât cu produsele cosmetice și mă grăbesc pentru că vă spuneam, bateria vrea să mă părăsească. Produse de mâncat și de băut. În primul rând, surprinzător, în ultimele luni am mai început să beau destul de des, adică fiecare zi. E destul de des în fiecare zi, nu? Cafea slash produse cu cofeină și în cazul acesta am să vă arăt trebușoara asta din Lidl, de la firma lor, presupun că este Belarom. Sunt niște capsule compatibile cu aparatele Nespresso, capsule care conțin cafea, evident, cu aromă de hazelnut. Deci de alune de pădure, cred că s-ar traduce. Și am văzut trebușoara asta
adică cutia asta care conține 10 capsule, era vreo 8 lei și ceva, era la o reducere și am zis, păi, n-are cum, cred că e o porcărie, dar la prețul ăsta am zis, hai să iau, să văd ce-o fi cu ele. Și surpriză, am avut foarte multe surprize, aparent, în ultima perioadă, plăcute. Surpriză pentru că are un gust destul de pronunțat a hazelnut, a lune de pădure. Chiar se simte acel gust. Zic că am rămas surprinsă pentru că am mai avut chiar capsule de la Nespresso, capsulele lor, cu diverse arome. Și nu se simțea nimica. Dar uite că la astea, la Oplay din Lidl, s-a simțit. Înainte de astea am avut niște capsule de la Nespresso în aroma Pumpkin Spice, aroma aia clasică de toamnă, popularizată de Starbucks, și la alea s-a simțit, da, s-a simțit gustul, au fost foarte, foarte ok. S-au terminat și întâmplător le-am găsit pe astea în Lidl și am zis, nu aveam așteptări de la ele, dar foarte ok. Într-adevăr, cafeaua, gustul cafelei nu e o cafea la fel de fină ca cea de la Nespresso. E mai aspră, mai amăruie, nu e o cafea foarte calitativă, să-i spun așa. Însă eu am luat aceste capsule pentru aroma asta de hazelnut și se simte. Așa că sunt bucuroasă cu treaba asta, sunt mulțumită cu alegerea pe care am făcut-o. Și dacă aveți și voi aparat Nespresso acasă, dacă vă plac cafelele cu arome, pentru că nu-mi plac cafelele simple, îmi plac cafelele cu arome și cu mult lapte. Practic eu beau lapte cu cafea. Așadar, dacă bifați aceste căsuțe, puteți să dați o șansă și acestor capsule din Lidl. Și tot din Lidl am chestia asta de la Favorina, dulciurile lor de Crăciun, de sărbători. Sunt niște bomboane cu fistic. Vin în această cutie sub formă de brăduț, mă rog, e un triunghi, dar are un brăduț aici, whatever. Și cam așa arată bomboanele. Bineînțeles că a căzut ceva. V-am mai spus eu că nu este clip de-al meu în care să nu cadă ceva. Bomboanele, inclusiv cele de pe jos, cam așa arată și înăuntru sunt pline cu o cremă de fistic și sunt chiar ok. Spre surprinderea mea, la fel, nu știu de ce nu aveam mari așteptări, dar sunt super bune, se simte și aroma de fistic și are și niște bucățele de fistic înăuntru, foarte ok. Vreo 12-13 lei costă cutia asta, dacă vă place fisticul, dacă vă interesează, puteți să căutați în Lidl aceste bomboane. Nu este cea mai naturală aromă de fistic și este și destul de greu să obții o aromă naturală de fistic. Da, e ok față de ce am mai încercat alte produse cu fistic. Aici e ok. Nu se simte un gust super sintetic. Bun, și ultimul produs, hai să ne grăbim, este de la Der. Știți că îmi place firma asta. Napolitana lor cu ciocolata măruie este absolut delicioasă. Și am găsit ceva nou de la Der în Mega Image. Nu știu dacă este și în alte magazine, o fi, dar nici n-am căutat, sincer. În Mega Image am găsit, de acolo am tot luat. Sunt niște biscuiței, niște biscuiți simpli, dar sunt înveliți în ciocolată cu lapte și fulgi de cocos, însă sunt fulgi de cocos prăjiți cumva. Foarte bun, foarte bun biscuiții ăștia. Dacă vă place cocosul, că știu că nu mult lume este cu cocosul, puteți să le dați o șansă. Am să și desfac, pentru că mi s-a făcut durată și am să și mănânc unul după ce încheie această filmare, ca să vi arăt, fac puțină gălăgie, știu, îmi cer scuze. Cam așa arată. Avem biscuitele, ciocolată, fulgi de cocos, fulgi prăjiți. Vedeți că nu sunt albi cum sunt în mod normal fulgi de cocos, sunt ușor gălbui și sunt absolut delicioși acești biscuiți și nu pot să mă abțin. Așa că mănânc acum și vorbesc cu gura plină. Asta este. Da, sper că nu mi-a rămas ciocolată pe la gură, dar efectiv mi-a lăsat gura apă și am zis că n-are rost să mai aștept până la încheierea acestui clip. În această notă dulce,
cu acești biscuiții de la Der. O să închei și clipul ăsta, care v-am zis că a fost cu de toate. Ați văzut că a fost așa, alandala, a fost peste tot, all over the place, din nou cu englezismele astea. Sper că v-a plăcut totuși ce ați văzut în acest clip. Sper că ați avut răbdare să stați până la final, pentru că simt că am vorbit foarte mult și că o să fie lung clipul. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în comentarii să discutăm mai multe și ne vedem la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!